Hei, hei, hei! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la vacanță, și eu fac destul de des, mă gândesc inclusiv la coafiuri lejere, foarte rapid de efectat, care să-mi bucure apoi privirea atunci când răsfoiesc fotografiile de concediu. Astăzi o să-ți arăt cum să te execuți fără pic de emoții o chizură cu arhitectură așa complicată, doar în aparență. Un coc stil fundită. Dar înainte de toate, pentru că părul meu este încă unt, el merită o uscare ca la carte. Tentația este mare, dar te rog, nu-ți freca părul cu prosopul imediat după ce ai ieșit din cadă. Cei mai renumiți dintre hairstyliști ne îndeamnă să înlocuim ștergarul clasic cu variante alternative de tamponare delicată a părului, unele care să absoarbă umezeala fără să agreseze. Frecarea înseamnă electrizare, iar electrizarea dăunează grav sănătății părului, înnăsprindu-l din păcate. Pentru volum, usucă-te cu capul în jos. O recomandare de la bunica strigare. Infini Pro Elite din gama Roventa for Elite are un motor puternic de 2200W, care usucă cât ai zice pește și care rezistă în timp de 3 ori mai mult decât orice alt motor normal, ajutându-te deci să economisești timp și bani. O altă veste bună? Fenul vine cu un concentrator special, foarte subțire, pentru un volum mai bun, punând astfel umărul la rezultate profesionale similare cu cele obținute la salon. Pentru mai multe detalii despre produsele Roventa for Elite, vizitați site-ul Roventa. Acum părul este complet uscat, urmează să-l răsfăț un pic cu o terapie spa, un ulei de păr. Îmi place produsul ăsta pentru că nu îmbăcătește părul la fel de mult cum reușește să facă creativul, spuma, ceara. Le pune o singură picătură, cât o bobită de margare, să spunem, în palme. După care voi freca foarte bine palmele una de cealaltă ca să încălzesc produsul. În felul acesta, aplicat cald, el pătrunde mult mai în profunzime în cuticula firului de păr. Este absorbit mult mai repede și practic hidratează mult mai eficient. Îți aduce aminte de freza aia palmier din grădiniță sau din școala generală? Asta e coada legată fix aici în vârful capului. Cu asta o să debuteze și frizura noastră sofisticată. Așa că l-am pieptănat înspre în spate, fără pic de cărare. Și acum, în loc să-l prind clasic, așa, într-o coadă de car, aduc vârfurile înspre față. Asta a fost, am înfrânt, am obținut din doar câteva mișcări această frizură stil Minnie Mouse, acum personajul de desene animate și cu mine, iată, avem ceva în comun, coafura. Sper să o poți purta și tu cu nonșalanță în vacanța, care chiar sper să vină cu trenul ăla din Franța, pentru că avem nevoie de ea. Ne revedem curând aici pe YouTube, te aștept!